8 martie, ziua renașterii naturii, ziua în care sunt sărbătorite femeile acestei planete. Ziua în care gândurile tuturor se îndreaptă spre femeia, soție, mamă, soră, bunică, femeia de carieră. Și anul acesta ne-am decis să alocăm spațiu în emisiunea Interviu cu Flora Ordan poveștilor de viață ale unor concitadine care știu că rolul femeii este esențial în orice societate. Cornelia Jora, prima femeie cu studii de biblioteconomie din Roma, și-a dedicat 40 de ani din viața sa meseriei. După pensionare, a rămas custode al muzeului Hogaș, în care a adunat documente prețioase despre colegiul în care a învățat ca elevă și în care a muncit o viață de om. Ea a găzduit cu bucurie și emisiunea noastră. Eu m-am implicat de-a lungul timpului în importante proiecte culturale, extracurriculare și, în mod deosebit, spun eu că unul din proiectele mele pe care le-am realizat și de care sunt foarte mândră este crearea acestui muzeu, pentru că în acest muzeu o să găsiți toate personalitățile marcante pe care le-a dat Liceul Roman Vodă de-a lungul timpului. Eu provin dintr-o familie oarecum cu idei tradiționaliste, o familie de intelectuali, unde cartea era la loc de cinste. Tatăl meu, absolvent de teologie din Cernăuț, după aia absolvent la Facultății de Istorie și Filozofie, deci profesor de istorie, mama învățătoare, bunicul preot. Absolventa Facultății de Farmacie din Iași, Magdalena Avădănii, s-a stabilit la Roman urmându-și soțul. Astăzi este farmacistul care continuă să-și facă meseria așa cum a învățat în facultate, exprimându-și furia și neputința în fața transformării unei meserii nobile doar în comerț cu medicamente, făcut de cercul de interese din jurul marilor lanțuri de farmacii care au pătruns în România, distrugând industria farmaceutică autohtonă. Am fost repartizat în 70 în orașul Roman. Am venit în rândul unui soțu și am lucrat cu niște oameni deosebiți. Aș vrea să vă spun că consider că în viață plecăm cu un bagaj genetic care îl moștenim, nu vrem sau nu vrem, ăla l-avem, dar plecăm și cu un bagaj de cunoștințe, de defecticiri, de învățăminte care le obținem din familia noastră în cei 7 ani de acasă, iar apoi, dacă în școală avem norocul să găsim cadre didactice care ne sunt modele și care știu să ne apropie și să ne influi din suflet dragoste pentru tot ce facem în viață, este o mare realizare pentru viitorul unui tânăr. Cred că am fost printre acei tineri care am avut acest noroc. Am avut niște profesori care mi-au fost modele. Profesoara care adoră copiii, dar și lidera organizației de femei PNL Roman, Roxana Iorga, face parte din generația celor dăruiți profesiei, care a hotărât să rămână în țară, considerând că este bine să se conducă în viață după adevărurile zicalei românești. Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea. Ador ceea ce fac la școală. Am avut ocazie de foarte multe ori, având rude în străinătate plecate, căsătorite de peste 15 ani. Am avut, revin, ocazia să îmi iau bagajele și să plec, în speranța că financiar o voi duce mai bine. Am stat așa încântărit și nu m-aș fi desprins nici dacă nu m-aș fi plătit cei de la Ministerul Învățământului pentru jumătate de an. Asta înseamnă că în fiecare dimineață mă duc la școală cu tot sufletul. Iubesc pe copiii mei. Mezina emisiunii, Ada Tanovici, fică și nepoată de cadru didactic, a decis să îmbrățișeze tot cariera de dascăl, alegând să urmeze Facultatea de Filologie, secția germană, pe care a absolvit-o cu nota 10. Am descoperit o altă pasiune care a acaparat-o pe cea a jurnalismului și anume meseria de profesor. La fel cum spunea și doamna Roxana, e o meserie care ce obțin pe mine face să mă trezesc în dimineața. Și nu exagerez când spun lucrul ăsta.
Îmi place enorm de mult să vin la școală, să-i văd pe copiii mei, să stau cu ei, mi-s dragi de nu mai pot. Poveștile de viață ale celor patru femei de succes le veți putea urmări marți 8 martie într-o ediție specială a emisiunii Interviu cu Flora Ordan de la orele 16. Este în fond povestea multor femei care trăiesc frumos, făcându-și cu abnegație și devotament profesia aleasă, fiind în același timp fiice, soții, mame sau bunici devotate.